Bună ziua! Pentru astăzi v-am pregătit ceva special. Vom ieși puțin din tipare și vom cunoaște o trupă de nota 10. Salut, sunt Ionuț, sunt vocal în Target. Salut, sunt Alin, Mesa și sunt basist Target. Salut, sunt Adrian și cânt la chitară în trupa Target. Salut, sunt Robert și cânt la Dover Target. Împreună ei sunt Target, cea mai în vogă trupă rock din județ, prima care a reușit să ajungă mai departe decât la niște concerte în puburi. Băieții de la Target au fost în turnee prin țară, au scos un album și au câștigat marele trofeu la cel mai renumit festival de muzică rock din România. Înțeles că Target este o trupă mai veche care a mai apărut, a mai dispărut, a reînviat de fiecare dată din propria cenușă. Ionuț, știu că tu ești cel mai vechi din trupă. Ne povestești puțin despre începuturile trupei. Da, într-o vară m-am întâlnit cu un prieten de-a meu vechi și după câteva povești am zis hai să ne facem o trupă. Noi cântam amândoi în particular. Asta se întâmpla undeva prin 98 și așa am pus bazele trupei Target. De atunci până acum, dacă ar fi să vă povestesc toată istoria, stăm vreo 3 zile. Așa că o să trec direct la 2013, unde suntem doar noi patru. S-au perindat prin trupa asta vreo 20 de oameni, cred. Cu pauze, cum ai zis și tu, cu turnee la un moment dat, cu multe concerte, iară cu pauze, iară cu concerte și până la urmă am ajuns la o formulă stabilă în care să fim tot siguri că ceea ce facem e bine și cred că se și vede asta materializându-se și un album și tot ce se face acum, tot ce se întâmplă în 2013. Cred că suntem pe drumul cel bun. Formula actuală e una potrivită? Da, cum spuneam, cred că e cea mai potrivită. Într-o trupă nu e neapărat cel mai important lucru să fii un bun instrumentist. Cred că cel mai important lucru e să fii un om bun. Dacă ești un om bun, partea cu instrumentul se studiază și vine, ajunge să fie bine. Dar prima dată trebuie să fii om, după aceea restul. Fiecare dintre cei patru membri ai trupei vine din altă localitate și toți păstrează muzica doar ca pe un hobby. Au alte meserii de bază și alte joburi. Practic, să zic așa, meseria mea de bază ar fi pictura. Practic am terminat facultatea de artă la Cluj, dar m-am axat așa pe bucătărie pentru că îmi place și domeniul ăsta, să zic așa, și ca și job am zis că ar fi destul de potrivit să fac chestia asta, mai ales că îmi și place și atunci, da, pictura am lăsat-o și arta plastică, să zic așa, am lăsat-o ca și nivel de hobby, care îl fac din plăcere, și muzica la fel, tot așa, ca și arta plastică, îmi place foarte mult. Am început să învăț singur să cânt la chitară bas, fiind pasionat prima oară de chitară în general, să zic așa, și da, m-am ambiționat să învăț instrumentul ăsta, după care am zis, bă, da, ok, îmi place să fac chestia asta și vreau să
merg în continuare cu, cu ea. Ai mai cântat în vreo trupă? Da, prima dată am progresat, să zic așa, ca și basist într-o trupă din Alba Iulia, Pilfet se numește, sau mă rog, se numea, e așa o chestie în aer, cu niște prieteni de acolo, după care, na, eu oricum pe băieții mai știam așa între timp și, na, am avut propunerea de la ei să vin să cânt în Target, ei rămăseseră fără basist atunci, perioada respectivă, și am zis, da, ok, putem să încercăm, de ce nu? Și, da, de la prima repetiție, prima oară, să zic așa, a fost ok, cum ne-am înțeles ca și oameni, cum zicea și, și Ionuț. Important e prima dată să fii om, să fii un, un prieten, că un instrument oricum îl înveți pe parcurs. Da, pe parcurs clar că, na, văzând cu ochii îți dai tu singur seama de tine cât progresezi. Depinde și de trupă și ce vrei în primul rând, unde vrei să ajungi cu chestia asta. Ce vrei tu de la tine în primul rând ca instrumentist. Mă rog, îți mai mulți factori. Vii de la Alba săptămânal sau cât de des pentru repetiții? Na, de câte ori e nevoie, să zic așa. Acum fiind aici la Gurasada, să zic, e mai aproape și, na, oricum nu e nici foarte ușor făcând așa o navetă Gurasada de Alba, dar na, m-am obișnuit cu chestia asta și din moment ce o fac din plăcere, practic drumul ăsta și toată naveta asta nu mai e un impediment sau un o barieră sau așa ceva. Dar ne întâlnim destul de regulat. Ionuț are și el un alt job în viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi eu fac proiectare de mobilier și programare de, de mașini cu comandă numerică. Cam asta mi ocupă tot timpul. Se împacă cu muzica. Păi trebuie să se împace, că altfel aș lua o razna, nu? Pe mine, până la urmă, eu asta zic, dacă m-aș lăsa de muzică, nu cred că aș fi în stare să mai fac altceva. Și, până la urmă, hai să fim serioși. Ce rezolvi dacă mergi la servici tot timpul și după aceea stai acasă și te închizi în televizor? Cred că cel mai bine e să-ți găsești un lucru care să-l faci în timpul tău liber, nu? Chiar să-ți deschidă mintea și să... să te relaxeze. Eu, până la urmă, asta facem aici, ne descărcăm și încercăm să mergem înainte cu treaba asta, nu? De cât timp cânti? De la 6 ani. Și acum ai? Am 33. Deci de mult. Am făcut vreo 4 instrumente, vocea, să zicem, o am moștenire de la maica mea, ea era cântăreață de muzică populară pe vremuri. Deci, hai să zicem că e o chestie din familie. Ala, cred că n-a fost nimeni foarte competitiv pe scena românească. Dar, da, cânt de mult. Sunt de mult. Am prins toate vremurile. Și alea de pe vremea lui Ceaușescu și astea moderne, autohtone. În afară de chitarist, inginer de sunet și ce mai fac eu pe aici prin Target, sunt topograf la o firmă de topografie de aici din Deva. La fel, cum ziceau și băieții, trebuie să ai un, în primul rând trebuie să ai un job din păcate în România ca să poți să ți duci la final un vis pe care îl trăiești din copilărie, de a merge în turnee, de a cânta, de a-ți cumpăra instrumente, de a-ți cumpăra orice altceva, ai nevoie de un job în spate. E un lucru destul de greu să trăiești exclusiv din cântat în România. Cel puțin din cântat de muzică rock un pic mai dură, să zic așa, cum o facem noi. Și atunci trebuie să avem o slujbă și să suportăm ororile și bucuriile pe care acea slujbă ți le aduce. Numai așa putem să ne susținem visul. Asta e, din păcate, încercăm să facem și lucrul ăsta. Așa. Ai timp să împaci și munca la birou și sau munca pe teren cu muzica? Da, destul de, eu zic că balanța e destul de bine echilibrată în privința asta, fiindcă
Am un colectiv în care lucrez, e un grup de oameni care chiar înțeleg și mă înțeleg în privința asta și se împacă foarte bine. Practic, sala de repetiții și studio unde ne aflăm e sub birou unde practic profesez meseria cea de topograf. Ideea studioului cum a venit? Ideea studioului a venit, cred că acum 4-5 ani. Cred că cam 5 ani. Toată treaba a pornit de la a ne amenaja această sală de repetiții. Iar am făcut-o noi. Da, exact, în care tot noi am amenajat-o. Avem și poze. Da. Avem poze. Toată ideea a plecat de la amenajat sala de repetiții și spațiu unde cântăm, fiindcă nu era un spațiu propice repetatului, cu instrumente, cu boxe, cu așa mai departe. Am făcut un tratament acustic, după ce am făcut tratamentul acustic, am zis, măi, hai să mergem un pic mai departe, fiindcă la vremea respectivă și acum să înregistrez într-un studio în București, în Cluj-Napoca, în Timișoara și de obicei studiourile mai mari, doar în orașe mai mari le poți găsi. Era foarte greu pentru noi și de asemenea și costisitor, fiindcă ora de studio în București ajunge la 50, 60, 70, 100 de euro. Am zis, măi, putem să ne facem noi propriul nostru studio unde ne putem produce singur albumele, piesele, neavând nevoie de ajutorul nimănui și neavând nevoie să scoatem bani din buzunar. Bineînțeles că au fost niște investiții în echipamentul specific înregistratului, microfoane, plăci de sunet, cabluri, boxe, monitoare, tot ce ține calculatoare, computere, în fine, tot ce ține de partea de studio. Și uite că a început să se materializeze și de câțiva ani încoace chiar pot să spun că a început să meargă bine. Chiar acum câteva săptămâni vorbeam, deja sunt aproape 7 videoclipuri cu piese înregistrate în studioul în care ne aflăm. 7 piese care deja au videoclipuri și sunt difuzate. Ale trupei voastre sau alte sunt, trupe? Sunt două videoclipuri ale targetului. Sunt două videoclipuri ale trupei Slide din Simeria. Mai este un videoclip al trupei Clone din Deva. Mai este un videoclip al unei domnișoare din Alba Iulia. Și mai este un videoclip care e pe țeavă acum. Sunt băieții de la Devastation Crew, acea gașcă de hip-hopări din Deva, care chiar au acum în lucru un nou videoclip cu o piesă înregistrată tot aici la noi. Deci practic noi suntem o trupă rock, avem un studio, doar că în studio suntem atât de deschiși încât nu facem rabat de la că ăla e rocker, că ăla e hip-hopper, că ăla e metalist sau nu știu ce alt gen, punkist și așa mai departe. Au fost băieții de la punkiștii din Deva, nu mai amintesc cum îi cheamă. Băieții de la Dot, așa, uite, mulțumesc băieți. Exact. Și încercăm să sprijinim scena locală de aici, din Deva, să sprijinim tinerii, artiștii care vor să înregistreze. Cred că tu ești cel mai tânăr membru al bandului. Da. Tu ce faci în timpul liber? Locuiesc cu marmură. Fac o facultate la distanță. Și când ai ceva de fapt. Sunt foarte bun jucător de Diablo 3. Da. De unde ești? De Simeria. Și facultatea? În Hunedoara, dar facultatea aparține de Sibiu. Și ai tu așa timp de toate, și de facultate, și de șlefuit marmură. E la distanță, deci o putem exclude. Nu mi-ocupă foarte mult timp. Șlefuitul de marmură fac în fiecare zi. Cu aia fac bani și muzica când e vreme și când trebuie.
Ai mai cântat și în altă parte? Nu, într-o formație, Silvio din Simeria, dar nu știu, vreo 3 ani de zile, dar n-am avut concerte mai departe de Alba Iulia. A fost așa foarte micuț. Și pasiunea pentru muzică? Era tata. Și tata a fost dubușat înainte și... Și și acum. Și acum, da. Și am făcut eu cu el un pariu că dacă iau capacitatea cu nu știu ce notă, nici nu mai țin minte, să-mi cumpere un set de dobe. Și am luat și mi-am cumpărat. Și m-am apucat așa încet, încet, când de vreo 8-9 ani, dar cu formație numai de vreo 6. Și un toboșar fără formație, e zero. Nu pot să înveți nimic singur. Absolut nimic. Da, studii de muzică, că tu crezi că îți trebuie? A, ar fi bune. Nu am, dar ar fi bune, absolut. Oricărui muzicant trebuie. I-ar fi bune niște studii de muzică. Mai ușor la compus, la ascultat, la orice. Ajută mult. Pentru fiecare dintre ei, muzica este o relaxare. Practic, după 5 zile de lucru și de stres și de birocrație și de hârțogărie și acte și tăiat de marmură și programat și făcut zacuscă, după 5 zile ai 2-3 zile de refulare unde chiar faci ceea ce ai vrea tu să faci și ceea ce îți dorești tu să faci. Cât despre discografia trupei? Au fost numeroase demo-uri până în prezent, până în 2013, să le citesc pe Ionuț. Cred că 3 demo-uri, 4 EP-uri și așa mai departe. Acum în 2013 am lansat primul nostru album, Faceburn se cheamă el. E un album care conține 12 piese, este înregistrat la noi în studio. Ca și fapt divers, masteringul e făcut în Statele Unite de către Greg Reilly, pentru cei care știu și au auzit de el. E un mare inginer de sunet care lucrează cu trupe de gen. Grafica CD-ului e realizată de către un prieten de-al nostru grafician foarte bun, Claudiu Doncuțiu. E o grafică extrem de complexă și care spune multe, are povestea ei. Totodată albumul beneficiază și de 2 videoclipuri. Am avut deja și un turneu de promovare a albumului, undeva în noiembrie-decembrie anul trecut am lovit cam 14 orașe, 12-13 orașe, nu mai țin minte exact. Ideea a constat în a organiza concerte în aceste 14 orașe și participanții la concerte trebuie să aducă câte o jucărie pentru copiii din orașele respective. Am strâns, cred că, în jur de, nu știu, 20-30 de saci de jucării. Asta așa, însumând per ansamblu, total. Lumea a fost foarte, foarte receptivă la ideea asta și ne bucură. Sunt multe trupe cunoscute cu care băieții de la Target au împărțit scena. Subscribe, Zdob și Zdub, Vița de Vie, Godmode, Altar, Origin, Coma, Origin, Ectomorph. Sunt foarte multe trupe cu care am împărțit acea scenă și am împărțit aceeași bere și povești și e o lume foarte faină, lumea asta a muzicii, da, exact. Au câștigat multe premii pe unde au concertat, dar unul dintre acestea cântărește mai mult. Cel mai important premiu pe care noi l-am câștigat și a însemnat foarte, foarte mult pentru noi, a fost chiar un boost, a fost în 2011 la Câmpul Lung Mușcel. E unul dintre cele mai vechi și cred că ultimul festival concurs rock din țară, Posada Rock. E un festival organizat de primăria din Câmpul Lung,
în colaborare cu Casa de Cultură din Câmpul Mușcel, și aici vorbim de Câmpul Mușcel, un oraș destul de mic și neajutorat, în care nu mai există industrie, să zic, nu ai sponsor, nu ai absolut nimica. L-au reînviat acum după câțiva ani pe un program de fonduri europene și să reamintim că pe scena respectivului festival s-au perindat absolut toate trupele pe care noi le vedem și le-ați văzut la televizor. Bine, mă refer la trupe de pe genul rock. Compact, Iris, Holograph, acum trupe mai noi, Altar, Taine și așa mai departe. Sunt oamenii care trăiesc în lumea asta muzicii rock mai underground și muzica rock din România mai veche, cunosc trupele pe care le-am enumerat mai înainte și, repet, sunt trupe care au trecut pe scena acelui festival și cu care, pe scena căruia și noi cu bucurie în 2011 am câștigat marele premiu. Nu au trecut încă granițele țării, dar se pregătesc să facă și treaba asta în cursul acestui an. Acum suntem în tratative, avem ceva promisiuni deja din Ungaria, ar fi două chestii sigure undeva la Szeged, Debrecen și undeva aproape de Budapesta, nu chiar în Budapesta. Ionuț mai are pe rol acum pentru partea de Polonia. Acum încercăm încet încet să scoatem și noi nasul afară din țară, să gustăm un pic și gustul fostelor țări din gulașului, exact. Într-o societate în care totul este pus pe rapid, iar industria muzicală caută fețe frumoase și prea puțin contează dacă mai ai și talent, băieții de la Target se străduiesc să se descătușeze de aceste tipare. Atât pentru astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare, la aceeași oră, tot la Hunedoara TV.